Inconștiența l-a costat viața. Un bărbat de 33 de ani a murit aseară într-un groaznic accident rutier produs în satul Zărnești, traiul Cahul. Potrivit poliției, victima, care se afla la volanul unui autovehicul Audi, s-a angajat într-o depășire periculoasă, nu s-a asigurat și s-a izbit frontal de un automobil marca Porsche, care venea din sens opus. Conducătorul auto al mașinii Audi a murit pe loc, iar pentru a scoate cadavrul dintre fiare a fost nevoie de echipa de descarcerare. Celălalt șofer, un bărbat de 37 de ani, care circula regulamentar, nu a fost rănit. Oamenii legii au deschis o anchetă.